Domnilor și domnilor, bun găsit de aici din sala sporturilor din Galați. Continuăm seria transmisiunilor directe din Cupa României Fan Curier la feminin. O Cupa României care până acum nu a produs mari surprize în ceea ce privește confruntările care au fost programate în această fază a 16-milor. Avem deja, așa cum vă spuneam, câteva echipe care deja și-au asigurat prezența în faza optimilor de finală. Rezultatele înregistrate până acum: Zalău, victorie în deplasare cu Știința Bacău, Gloria Bistrița n-a avut emoții, de asemenea în deplasare cu Dacia Mioveni. A fost de asemenea o victorie a Clujului la București cu CSU Știința. Am văzut ieri în transmisiune directă cum CSM-ul a învins la 4 goluri diferență Corona Brașov, o partidă în care diferența între cele două echipe a fost mai mare, dar pe final, pe fondul relaxării echipei lui Dragan Giuchici, brașovencele au reușit să revină și să reducă din diferența care la un moment dat era chiar de 8 goluri pe tabelă. Universitatea de Vest, Timișoara, a câștigat cu liceul cu profil sportiv Târgu Jiu, Dunărea Brăila s-a impus la Oradea, Rapidul a făcut scor cu CSU Reșița, Dinamo a câștigat la Târgoviște, Râmnicu Vâlcea s-a impus la Piatra Neamț, Slobozia a câștigat la limită duelul cu Neptun Constanța și Steaua București a câștigat împotriva Școlii Sportive 181 București. Mai avem doar câteva necunoscute în ceea ce privește tabloul complet al optimilor de finală, iar meciul zilei pe care vă invităm să-l urmăriți în transmisiune directă la Televiziunea Română este confruntarea dintre două echipe din Liga Florilor, din prima divizie a handbalului feminin românesc. Este vorba de CSM Galați împotriva celor de la CSM Naur Baia Mare. Un duel oarecum la prima vedere dezechilibrat, având în vedere situația în clasament, pentru că Minauri este pe poziția a patra în Liga Florilor cu 25 de puncte. De cealaltă parte, Galațiul se luptă să evite poziția cu numărul 13, loc retrogradabil direct. Este o bătălie în doi între CSM Galați și CSU Cluj-Napoca pentru a evita această retrogradare directă. Dar în cupă, vă spuneam, în Cupa României Fan Curier, până la urmă și la urmă este vorba de o singură partidă, o partidă la capătul căreia de multe ori, dacă joci cu foarte multă atenție și cu foarte multă îndârjire, poți reuși să depășești calculele hârtiei, ba chiar să le contrazici într-o proporție autoritară. Vom vedea ce se va întâmpla în această partidă. Probleme de lot pentru Gălățence. Discutam înainte cu Valeriu Costea, cel care îmi spunea că mare absență pe care o are este Ala Sheiko, centrul și coordonatorul de joc de bază al CSM-ului din Galați. Are o ruptură la tendonului Ahile. Ala Sheiko a venit, am văzut-o aici în apropierea tribunei oficiale, a venit în cârje pentru a și încuraja coechipierele, însă ceea ce este destul de dificil pentru Valeriu Costa este să o înlocuiască pe una dintre cele mai bune marcatoare ale Galațiului în acest sezon cu 55 de reușite. Am rămas dator cu numele celor doi arbitri, Bogdan Ciobea din Argeș și Bogdan Dordea din Sibiu. Sunt cei care vor împărți dreptatea pe teren, iar observator este bucureșteanul Viorel Dobre. În câteva momente va începe așadar această partidă cu un prim atac care aparține celor de la Minaur Baia Mare. Fetele lui Costică Buceschi încep această partidă cu Iaroslava Burlacenco în zona pivotului. Coordonator de joc este macedoneanca Maria Șteriova. Silvia Lisevska, poloneza, joacă pe inter stânga, iar linia de 9 metri este completată de Medvedova. Încercare de angajare a pivotului, excelentă recuperare pentru Gălățence și o intervenție neregulamentară. Au reușit să blocheze încercarea de contraatac. Iată și prima acțiune ofensivă a gazdelor, pătrundere și aruncare de la 7 metri. O intervenție a Iaroslavei Burlacenco pe pătrunderea Cristinei Marcu. A văzut acolo acel culoar. Iată, excelentă și pasa. Nu a fost Burlacenco cea care a comis faultul, ci o altă jucătoare de la Minaur Baia Mare. Aruncare de la 7 metri și finalizare sigură pentru macedoneanca Livrinichi.
Șeriova va conduce atacul. Medvedova, din nou o intercepție reușită de CSM Galați. Livrinic a căutat varianta unei pase, dar a renunțat pentru că deja se repliaseră pe extrema cealaltă jucătoarele de la Minaur Baia Mare și acum picior la Burlacenco, nu a fost însă intenție și se dă doar 9 metri în favoarea CSM-ului din Galați. Se fac schimbările între atac și apărare, câte două modificări face Valeriu Costea între echipa defensivă și cea ofensivă. Vine Daciana Balaban în zona centrală, coordonator de joc. Pe interdreapta este Iulia Artean și Livrinichi joacă în interstânga. Se înalță Livrinichi, blocajul își face datoria și mingea se duce în afara terenului de joc. Rămân în posesie gălățencele. Artean combină cu Cătălina Cioarec, blocată Livrinichi în zona centrală, ies foarte repede la omul cu mingea adversarele, echipa oaspete. O pasă destul de riscantă, aproape de intercepție a fost Orșivski. Excelentă pasă pe pivot și din nou este obținută aruncarea de la 7 metri. Raluca Tănasă, dacă am văzut bine, este cea, nu este Raluca Tănasă, ci Mădălina Conac e cea care a obținut această aruncare de la 7 metri și schimbă portarul Costică Buceschi. Livrinichi și excelentă intervenția Cristine Enache. Rămâne 1-0, un singur gol după 3 minute de joc în această partidă. Încearcă să fie foarte mobile în defensivă jucătoarele lui Valeriu Costea. Pasă până în extremă, excelentă aruncarea lui Orșivski, dar bună și parada portăriței de la CSM. Elena Șerban a ghicit această aruncare. Încearcă announcerul să trezească un pic spectatorii. Circulație rapidă a mingii la 9 metri. Pasă până în extremă, nu reușește pătrunderea Cătălina Cioarec. Aruncare de la Șolt și bună parada portarului de la Minaur Baia Mare. Se grăbesc băimărencele, pasă, da, fault în atac. Cât de bine a reușit să se poziționeze acolo Cătălina Cioarec, exact în spatele Iaroslavei Burlacenco, surprinsă Burlacenco de această poziționare foarte bună a adversarei. Până acum defensivele și-au făcut bine datoria. Încrucișer la linia de 9 metri, fentă de pasă la extremă. Livrinichi acum încearcă angajarea extremei, nu poate pătrunde Cioarec, excelentă schimbare de direcție, cât de ușor a reușit să o păcălească pe Orșivski. Și vine imediat și replica din brațul Mariei Șteriova. Cinci minute și jumătate au trecut de la startul partidei. Nu s-au marcat multe goluri nici în confruntarea din campionat, din finalul lunii ianuarie, între cele două echipe. Excelentă pătrundere pentru Denisa Șelever. N-a reușit Medvedova să găsească soluția pentru a bloca colțul lung al porții băimărene. Iese bine.
Tamara Bocarici blochează centrul celor de la Minaur Baia Mare. Andreea Tecar, o aruncare exact pe direcția portăriței de la Galați, dar a fost apărare în semicerc și este aruncare de la 7 metri pentru Minaur Baia Mare. Două goluri avans pe tabelă pentru CSM Galați. Vă spuneam, partida din campionat dintre CSM Galați și Minaur Baia Mare a fost câștigată la limită de Băimărence. A fost 18-19 aici la Galați între CSM și Minaur. Gol marcat de Silvia Lisevska. Forțează acolo pătrunderea pe culoar Daciana Balaban. N-a reușit însă schimbarea de direcție suficient de rapid pentru a păcăli adversarul direct, intermediarul treapta al celor de la Minaur Baia Mare. Livrinichi conduce atacul. Cioarec, Livrinichi, Daciana Balaban, din nou Livrinichi, Iulia Artean. Din nou crește viteza de pasare, încercare de angajare a pivotului, faultată Conache. 9 metri pentru CSM Galați. Artean, Livrinichi în extremă, excelent iese de această dată Medvedova și reușește să blocheze aruncarea Denisei Șelever. Paș. Balaban. În ultimul moment a încercat pasa către Conache, era în pericol să comită paș, a fost faultat pivotul gălățean și arbitrii oferă în continuare posesia echipei pregătite de Valeriu Costea. Livrinichi, Artean, Balaban, pasă în extremă, reprimește Balaban, excelentă angajarea pivotului, nu a fost însă de această dată nimic. Lisevska, pasă pentru Burlacenko. O jucătoare cu o viziune extraordinară această Iaroslava Burlacenko, am văzut-o de foarte multe ori, jucând inclusiv la linia de 9 metri, revedem ratarea de mai devreme a Mădălinei Conache, foarte bine angajată pe semicer, n-a reușit însă să prindă bine mingea și să își cadreze acea aruncare pe spațiul porții adverse. Egal 3, după aproape 9 minute și jumătate scurse de la startul acestei partide. Se duce Șelever în zona centrală, pasă pentru Cioarec, a încercat o aruncare cu efect, din nou bine poziționată Medvedova. Se grăbește Lisevska, aruncă și o torpilă la care Elena Șerban nu mai are ce face. Pentru prima dată trece în avantaj Baia Mare de la începutul acestei partide. 4-3 pentru echipa pregătită de Costică Bucescu. Balaban iese de pe semicerc și pivotul Cioarec, pasă excelentă pentru Conache. Ce schemă au reușit gălățencele cu apariție, cu pasă decisivă pentru Cătălina Cioarec. Tecar, Șteriova și Lisevska la 9 metri pentru acest atac al băimărencelor. Burlacenko, Lisevska, pasă pentru Tecar, încercare de angajare a pivotului, a scăpat mingea Burlacenko, dar a fost faultată. 9 metri pentru trupa lui Costică Bucescu. Fabulos Șteriova,
Macedoneanca are un braț formidabil. Dacă nu ești la întâmpinare, la 9-10 metri de poartă și o lași să-și pregătească aruncarea, de cele mai multe ori portarul nu mai poate face nimic. În continuare echilibrată această partidă. Lubrinichi, Artean. Dar probleme pentru Conache. Cred că a călcat strâm și ar fi o problemă destul de serioasă în tabăra Galațiului. Iată pe Mădălina Conache, se duce spre bancă și face schimbare cu Tamara Bocarici. Folosită până acum Bocarici doar pe faza de apărare, iată-o pe jucătoarea din Bosnia, trimisă pe teren după acele probleme pe care le-a acuzat Mădălina Conache. Livrinichi încrucează cu Artean, Balaban scapă mingea, recuperează Baia Mare, pasă în cealaltă extremă, Orșivski s-au repliat, dar găsesc totuși soluții. Până la urmă, jucătoarele lui Costică Buceschi să pătrundă și să arunce spre poartă. O aruncare a Soniei Seraficianu blocată de Elena Șerban. Se dă însă aruncarea de la 7 metri. Schimbă portarul Valeriu Costea. Roxana Caragea intră în locul Elenei Șerban la linia aruncărilor de 7 metri. Aceeași jucătoare poloneză, Silvia Lisevska. Fără fentă. O aruncare nu foarte puternică, bine plasată și surprinzătoare. Nu s-a așteptat Roxana Caragea la fără reacție, practic, la această aruncare. Haideți să le mai încurajăm pe tătele noastre. 6 la 4. CSM! 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 Balaban pasă până în extremă. Excelent, pe lângă capul portarului. O aruncare ușor liftată, reușită de Cătălina Cioarec. Vă spuneam de rezultatul confruntării din finalul lunii ianuarie în campionat, acel 18-19 între CSM Galați și Minaur Baia Mare, un rezultat înregistrat în această sală. În tur, Minaur la Baia Mare a câștigat la 4 goluri diferență. Confruntarea cu CSM Galați a fost atunci 25-21. În general, meciuri în care defensivele celor două echipe și-au făcut datoria. Elena Șerban blochează această aruncare. Șansa de a restabili egalitatea pentru handbalistele lui Valeriu Costea. Este busculat acolo Cristina Marcu și scoate 9 metri. Se duce Marcu la schimbare, revine în atac în zona centrală Daciana Balaban. Livrinichi. Burlacenco o oprește la 10-11 metri de poartă. Artean, Burlacenco, contraatac, Orșivski. Orșivski se reface diferența de 2 goluri. Este chemată Elena Livrinichi de Valeriu Costea pentru ai da câteva indicații. Livrinichi pasă pentru Balaban, fentă, excelentă pasă, dar n-a reușit să se întoarcă cu fața la poartă Tamara Bocarici și să obțină mai mult decât acest 9 metri.
E foarte greu pentru Bocarici să se descurce între cele două handbaliste foarte puternice din zona centrală. Acum gol marcat cu o ușoară doză de șansă, Elena Livrinichi. Blocajul deviază mingea și Adriana Medvedova nu mai poate interveni. Am trecut de jumătatea primei reprize. Tecar pentru Șteriova. Lisevska. Din nou Șteriova. Lisevska. Aruncă Lisevska. Ghicește Elena Șerban și pleacă pe contraatac. Galațiul însă pasa. Nu este una foarte precisă, nu este de calitate. Denisa Șelever nu a reușit să recepționeze. Șteriova. Urlacenco încearcă să-i facă un culoar. Iese Cristina Marcu și o blochează coordonatorul de joc al celor de la Minaur Baia Mare, Lisevska. Șteriova. Șteriova. Pasă pentru Burlacenco. 7 metri. Și un cartonaș galben pe care îl încasează Cristina Marcu. Foarte puternică, deși nu are o statură impresionantă, Iaroslava Burlacenco are forța să se întoarcă chiar și în momentele în care are două adversare care încearcă să o blocheze. Din nou, 7 metri. Șerban față în față cu Șteriova, aruncă din nou foarte puternic. Lângă bar a stat Elena Șerban pe linia porții, dar nici așa nu a reușit să blocheze această execuție a jucătoarei din Macedonia. Cioarec, Balaban, Livrinichi, intră în combinație și Șelever, din nou Livrinichi, Șelever în zonă centrală, încearcă două coechipiere să-i facă acolo un spațiu, aruncă, excelentă recuperare și vine golul reușit de Denisa Șelever, un ricoșeu norocos pentru Denisa, care a rămas singură pe semicerc. Pasă în extrem, Orșivski! Depășită ușor, Iulia Artean nu a riscat un faul care ar fi putut să îi aducă o eliminare de două minute. Până acum nicio astfel de sancțiune nu a fost dictată de cei doi arbitri. S-a jucat în general curat, fără intervenții mult dincolo de limita regulamentului. Livrinichi. Artean, Cioarec, Livrinichi, din nou Artean, aruncă de pe picioare, a găsit breșa, nu a fost foarte atentă Oana Bondar, care rămâne în continuare în locul lui Burlacenco și pe lângă poartă, Lisevska, cred că este prima aruncare imprecisă pentru Lisevska, pasă excelentă pe pivot și vine golul egalizator marcat de Tamara Bocarici. Lisevska, Șteriova, Tecar. Lisevska, încercare de angajare a pivotului, pasa însă nu a avut calitate. Iulia Artean, Balaban, Artean, aruncă Artean și din nou Galațiul trece în avantaj. O serie foarte bună de 3 goluri consecutive reușite de echipa pregătită de Valeriu Costea. Este scoasă Lisevska. CSM! 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 Intră Anca Polokoșer. Tecar.
Șteriova, extraordinar, Șerban. Se resimte însă portărița celor de la CSM Galați. A recepționat întreaga forță a jucătoarei din Macedonia. Înaltă, solidă, cu un braț formidabil. Și a revenit până la urmă Elena Șerban. Nu este nevoie de intervenția medicului. 10 la 9, mai puțin de 10 minute rămase din această primă repriză. Bolocoșe renunță. Pleacă în circulație Sonia Seraficianu și 7 metri. Greu pentru jucătoarele din zona centrală, din apărarea Galațiului, să blocheze pivoții. În general, e o diferență de statură evidentă între handbalistele celor două echipe, mai puternice, mai masive, mai înalte. Jucătoarele lui Costică Buceschi compensează de cealaltă parte trupa pregătită de Valeriu Costea printr-o mai mare rapiditate în pase și o circulație a mingii mult mai bună. Din nou aruncare de la 7 metri. Din nou Silvia Lisevska. Lisevska aruncă, blochează Șerban, care a început, hai să zicem, cu mai puține parade acest meci, dar încet, încet a reușit 4 sau 5 intervenții care au ajutat foarte mult echipa. Se trezește un pic și publicul din Galați, destul de apatic în primele 10-15 minute ale acestei partide. Livrinichi parcă a căutat acest fault. A revenit Conache, semn că problemele nu au fost chiar atât de grave. Conache încearcă să creeze o breșă. Artean pătrunde și a fost fault în atac. N-a dat drumul la minge la timp, aștepta în extremă Cătălina Cioarec. Artean a crezut că va reuși să pătrundă pe culoar, dar acea zonă a fost foarte bine închisă de lateral și intermediar. Pasă în extremă, din nou aceeași schemă și aceeași finalizare pe care am văzut-o și la faza precedentă a Alexandrei Orșivski, cu evitarea intermediarului și aruncare pe colțul scurt. Iată. Egal 10. 8 minute până la finalul primei părți. Cioarec, Artean, Balaban, fentă de pasă, foarte aproape să scape mingea. Începe să se apere din ce în ce mai exact Minaur Baia Mare și se simte, se vede cu ochiul liber că trupa lui Valeriu Costea are ceva dificultăți atunci când este în atac. Un prim time-out al acestei partide cerut de antrenorul echipei gazdă. Să-l ascultăm pe Valeriu Costea. Că vine mingea din stânga, Dacia Inter stânga. Păi da, asta e, ele stau aici. Hai să plec aici pe șutul și pas mai departe în partea asta altă la mădă. Aha. Ne-am înțeles? Bine, da. Deci eu plec o dată cu mingea, urmă. Deci ea, tu pleci când ea iese în aer, sus. Plec acolo, da, da? Ne-am înțeles? Da? Uh-huh. Simplu, am făcut-o și trebuie să iasă. Doi, când te duci la poartă și arunci la poartă, așteaptă un pic în aer. Da. Trei, vedeți că polocoșer din partea aia de aici iese la Iulie. Da. Rămâi Iulie un pic mai în tușă, da? Facem 5 de aici, cu mădă și apare Cătălina în spate. Da? 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 Hai, 2, 3 și CSM! Hai! Le-a comunicat două sau trei scheme Valeriu Costea, handbalistelor sale. Cred că le cere să intre mai des în combinație cu pivotul și, din ce am înțeles, îi sugerează și Cătălinei Cioarec să vină mai des în zona centrală pentru a o ajuta pe Conache în a fixa linia defensivă a băimărencelor. Conache, Livrinichi, fentă de pas
greu, foarte greu să se descurce cu Burlacenco, aruncă balaban și Iaroslava Burlacenco deviază mingea, se duce în afara terenului de joc, rămân în continuare în posesie gălățencele, dar sunt între pasiv, Livrinichi va trebui să arunce destul de repede, preferă să aștepte faultul. Cred că mai au la dispoziție cel mult 3 pase jucătoarele Galațiului. În transversal această aruncare, minge recuperată și se pleacă pe contraatac. Renunță însă Oana Bondar și așteaptă susținerea din partea Silviei Lisevska. Se duce la schimbare Oana Bondar, rămâne pivot Burlacenco. Șapte metri, proteste din tribună pentru un presupus fault în atac pe această acțiune ofensivă. A dat drumul la minge la timp, înainte de contactul cu Mădălina Conache. Maria Șteriova la linia aruncărilor de la 7 metri. Precedenta aruncare de la 7 metri a fost blocată de Elena Șerban. O fentă și o aruncare nu foarte puternică, dar bine plasată. 11-10 pentru Minaur Baia Mare în această deplasare la Galați. 5 minute și jumătate până la finalul primei reprize. Livrinichi n-a reușit pasa, jenată Conache de Burlacenco, obține faultul. Livrinichi, balaban și va fi o eliminare de 2 minute pe care o încasează ucraineanca Iaroslava Burlacenco. Haideți să le mai încurajăm pe fetele. Primul moment de superioritate pentru CSM Galați. Prima eliminare a acestei partide. Balaban se duce al doilea om pe semicer. Vine însă torpila macedonencei Elena Livrinichi. 11 egal. Scoate portarul, normal, Costică Buceschi, pentru ca echipa să atace în formulă completă. O înlocuiește pe eliminata Burlacenco cu Oana Bondar. Bondar încrucișează, se duce apoi și încearcă să creeze un culoar. Excelentă intercepția, poarta este goală și 12-11. Un gol marcat de Tamara Bocarici. Acesta este riscul pe care ți-l asum în momentul în care vrei să ataci în formulă completă, deși ai un om eliminat. Șteriova blocată la 9 metri de aceeași Tamara Bocarici, care face cuplu în zona centrală cu Cristina Marcu. Aruncă Polo Coșer, însă Elena Șerban reușește să respingă. Mingea se duce însă în lateral și rămân în continuare în posesie fetele lui Costică Buceschi, care cere în acest moment time-out pentru a evita ca echipa să intre în prepasiv. Să-l ascultăm pe antrenorul celor de la Minaur Baia Mare. Polo, dacă nu te duci la poartă și dai mingea la intercepție, nu facem nimic. El îi replică pe contraatac și ne dau golul cu poarta goală. Jucați mai mult în atac, încercați 0, dar fără învăluirea aia, da? 0, dar fără învăluire, nu? Ca să vină Interi mai mult în zonă centrală la șut și pivotul să se demarce. Haide! Haide, trebuie! Haide, ai răbdare cu cald, da? Haide! Haide, mare! Silvi! Haide! Hai să mai luăm o minge! 2, 3 și CSM!
Dar va fi înlocuit Polo Coșer cu Andreea Tecar, după ce Anca Polo Coșer a provocat acea intercepție de mai devreme, care a produs golul din poartă în poartă, practic marcat de Tamara Bocarici. Le-a cerut Costică Buceschi jucătoarelor sale să atace mai mult în zona centrală și să încerce să intre în combinație cu pivotul. În câteva secunde va fi din nou în formulă completă Minaur. Baia Mare, Șteriova aruncă, Șteriova, o aruncare însă din nou ghicită de Elena Șerban. Lisevska aruncă, Lisevska, Șerban însă a betonat poarta. 2 minute și jumătate până la finalul primei reprize și deși la un moment dat dădea senzația Minaur Baia Mare că a găsit soluțiile pentru a pune o diferență consistentă pe tabelă, iată că Gălățencele au revenit, sunt în avans de un gol și au și atacul în acest final de primă repriză. E drept, meritul aparține într-o bună măsură și portăriței lui Valeriu Costea. Aruncare de la 7 metri scoasă de Conache. Cătălina Cioarec față în față cu Cristina Enache. Cioarec aruncă printre picioarele lui Enache și 13-11. Exact ceea ce vă spuneam, Cupa României Fan Courier e o competiție în care de multe ori diferențele din clasament, din campionat, din Liga Florilor sunt, hai să-i spunem, mai puțin evidente. Încearcă să crească viteza de pasare și echipa lui Costică Buceschi. Tecar, fentă de pasă la pivot. La mici probleme pentru una din jucătoarele de la Galați, acuză un contact destul de serios cu o adversară, cred că este vorba de Conache. A doua oară când are probleme medicale Mădălina Conache, după ce a fost foarte aproape să își luxeze glezna în startul partidei. Formidabil, dă și du-te și vine golul marcat fără probleme de Maria Șteriova. O schemă în doi între Șteriova și Silvia Lisevska, o schemă care a funcționat perfect și a destabilizat fără nicio problemă apărarea adversă. Balaban combină cu Artean, fentă de pasă la pivot, e greu de pătruns prin zona centrală. Balaban, luată imediat în primire de Iaroslava Burlacenco. Ultimele 20 de secunde ale acestei prime reprize. Iese Bocarici, Livrinichi își pregătește aruncarea, pasă excelentă pentru Cioarec, și care aruncă, însă blochează Cristina Enache. Se grăbesc jucătoarele de la Baia Mare. Fault util comis de Daciana Balaban undeva la 11 metri de poartă și va mai fi o aruncare. Cioarec între timp discută cu unul dintre cei doi arbitri, reproșându-i probabil faptul că la atacul precedent al gazdelor nu a dictat 9 metri. Rămâne Silvia Lisevska să execute această aruncare. Zid în fața jucătoarei poloneze. Aruncă Lisevska, prinde Elena Șerban și așa se încheie prima repriză. 13-12 pentru CSM Galați în confruntarea cu Minaur Baia Mare. Rămâneți alături de noi, revenim după pauză cu repriza a doua.